Da, și cam asta e castelul. Asta e castelul, încă l-am urcat sus. Dar am văzut construcția asta foarte importantă aici și mi-am dat seama care e zidul de la castel. Zidul de la castel, aici e 6 intrarea. Intrați intrarea, chiar am spus că am văzut un oraș așa, care intrai pe aici, intrau și mașinile. Asta e cita de la intrarea de la castel. Aici e lumea, lume, trafic, oameni. Și aș putea să zic eu, unul vende baserică 1427. Vende aici intrarea. Aici sunt multe, cita alta, multe, multe sunt aici. Umbră eu pe zi, nu trebuie o zi, îmi trebuie două zile să umbră eu pe jos să prind anumite subiecte. Și... A, unde pun la unde eu, unde umbră tu, nu trebuie? Foarte, foarte șmecher. Foarte șmecher zona asta, foarte, foarte șmecher. Da. Cred că la biserica asta nu s-a ajuns de oară. Aici mă duce pe în alte parte, cita alta, nu mă duc la cita alta. Castelul are ăla să fie. Templu di Caduti, nu templu di Caduti, nu trebuie mie templu di Caduti. Templu di Caduti și din asta. Caduti de unde au căzut? Din avion au căzut. Cita Besa, mi-a dat acolo cita Besa. Nu mai înțeleg ce e aici. Hai că mă duc până aici la construcția asta. Nu mai înțeleg eu. Templul de Caduti, alea sunt combinațiile lor. Alea sunt combinațiile lor. Eu mă uit la istorie. Istorie, aici se vede că e o postă biserică foarte veche. Se vede pe stilul ăsta 1200-1300. Vede chiar aici și arată harta. San Agustino, poarta San Agustino sunt acolo. Am un mădul asta și chieza sa, Michel, pe păzarul de anul. Cred că la asta o să ajung, undeva încolo mi-a arată. Undeva în direcția asta mi-a arată, da? O văd de aici. Asta se văd turnul ca păi văd eu direcția. Uuu, de-a frigă e. Mamă, pe aici, aici cu portarul în față și... Bună, bună meseria, vezi? Bun. Sunt în vârf, mă, Calaș. În vârful dealului. Am ajuns în vârful dealului. Unde am văzut biserica. Uite acolo. Hop, am văzut-o. Da, asta e o Convenetul de San Agost. Asta era un bar. Convenetul și combinații. Asta cred că era un bar unde se strângeau ei. Și jucau poker pe dezbrăcate. Acolo e un castel. Aici acolo e un castel. Un castel micuț. Și... Asta e... Nici nu văd așa biserică. Cruce așa, da? Bă, e ok, e ok, e ok, da? Adică e închis, ce trebuie să spun. O închis, să mai... Asta era cetatea. Aici era partea unde stăteau combinațiile. Deci nu erau case acolo, nu erau case acolo. Deci aici era partea unde stăteau ei. Dar așa cu timpul s-au făcut case în jos, în jos, s-au construit lângă. S-au format. Dar asta nu știu acolo. Am venit să pot la greu. Mine, cum vezi în jos, cum s-a dat de aici, ești n-ai dat să-l atași pe mine. Aia, de ca să-mi putem să-i după ce altă parte. Lasă-mă dacă nu știu ce-am bucat, mă
Magali, trebuie să nu știu că trebuie să nu știu că telefonezi acolo, Magali. Gândește că ai un om în fața ta, ăla e inamicul tău. Uite-te la el. Uite-te la el. Ăla e inamicul tău. Cum te-ai izolat așa? Come on, man. Era și lumea cetății. Asta era cetății. Cu cât era mai înalt, cu cât era mai sigur. Era foarte, foarte greu de atacat. Că a dus în plină cu scări. A dat povești. Nici Istanbulul nu a fost atacat. A mult a fost abandonat Istanbul de atacat. Au abandonat ei, că așa au fost atunci poveștile. Nu mai vine Roma, nu mai vine Tarpia, nu mai vine toate țările care au înfățit în Crucea, în Crucea și în Cruciade și au rămas săraci de la Constantinopol singur. Dar s-au bătut, ei oricum au omorât 80% din ei. 80 nu, dar 70 au omorât din armată. E fost mai puțin după aia și de aici s-a strâns povestea. Da, aici se întâmplă, dar nu văd combinația. Asta am văzut eu din filialul, nu cred, mă. Am urcat sus în vârf și nu mai văd biserică. Dar asta am văzut eu ăsta, mai văd un acolo. Nu cred că ar fi iată. Da, mă duc pe aici, o iau încolo și oricum cobor tot. Deci urc pe aici și cobor cu partea asta. Ceva nu pare mie în regulă, că am văzut biserica, dar nu mai văd. Hai că aici pe drumul ăsta. Da, asta spuneam eu cu Constantinopolul, cu ceadele și cu combinații. M-am văzut pe poze de televiziune. Eu nu vreau să dau reclamă, dar e o mare mizerie de poze de televiziune. Mare mizerie. Mare mizerie. S-a ocupat acum să facă filme cu istoria anumitor țări, cu multă minciună și manevră. Multă minciună. Da. Și cine s-a pus încă? A cui firma? Că nici de cum nu e european sau așa mai departe. Ah, o firmă de televiziune. De filme încă. Și ăsta s-a făcut să facă o grămadă de istorie legate de anumite țări și așa mai departe. Mizerie. Mizerie de... Oricum. Astea sunt doar niște povești, că nu o să te încălzească niciodată pe tine că să spui tu adevărul. Sau că să știi tu adevărul. Nu. Nu. Totul e pe avantaj. O istorie de avantaj. Se construiește acum istoria pe avantajul unei societăți. Sunt americani. Americani n-au istorie deloc. Războiul independență. Americanii toată viața s-au bătut. Până când și-au dat seama, zis, mă, stai, mă, nu-i bine, mă. Ne batem noi între noi. Și pe vin alții și ne ia țara. Trebuie să ne unim. S-au unit. Da. Bine, nici aia nu a fost ațelă. Sară lui, aia a fost sară, dar amero indieni. Aia cu cabinetul și cu penie în cap. Aici istorie șmecheră, Via Porto de Pina, secolul 15, tatăl, 1514. E bună treaba. Faci, dar nu văd biserica. Aia de acolo să fie. Macaraua. Iarul Bianco. Pensionato. Asta să fie, nu cred că asta. Asta e doar o... căsucă. Unde și sale în ochi, unde... Nu mai văd. Acum deja sus pe terezele. Aici cu trenuleț, mâncața. Turiștii cu trenulețul. Mircea de Survivor pe jos. Turiștii cu trenulețul. Merem cu trenulețul. Îmi dă mare că am fost peste tot. Ai fost tu, că ai fost cu bani. Dar n-ai văzut nimic, crede-mă. Ai făcut niște poze și nu le mai găsești. Că s-a ugradat telefonul. Las că merg la vară, în alt an, și-ți mai faci niște poze. Și au zis, lasă că pe astea o să le salvezi. Și pe alea o să le pierzi și n-ar fi nicării.
Da, aici e vestea de Bergamo. Ia de unde am venit eu. Ui, ui, ui. Ia, acolo am urcat în sus. Doar pentru o biserică, dar nu o văd. Nu o mai văd. Poate a fost aia care am văzut-o eu, dar am văzut-o în alt unghi, nu mai înțeleg. Ia acolo în mare centru vechi, roata mi-a arătat, multe, multe camine acolo mi-a. Am zis că nu mă duc acolo, nu mă duc acolo, în centru vechi. Aici drumul principal, cred că e aici pot să-mi aleg și poziția de plecare de aici. Și cred că de aici va fi și poziția de plecare. Unde? Asta e biserica. Asta. Cupola. Ăla pe din stăreală. Unde doamne mă urcăru? Ca să zic, păzirea de castel. Asta te zic de castel, uitați. Asta cât e mare castel. Mamă, mamă, păi ăsta a fost castel mare, mă. Mare, mare, mare castel. Vedeți cum se vede tot orașul. Am dat soarele nou, am dat soarele în ecran. Pot să prind mica. Mă duc încolo. Nu mă cred că trebuie să mă duc încolo. Am să mă bag un pic în fața soarele, să arăt unde e centru. Am centru vechi, centrul lor e ăla. Unde pot să vede și steagul. Uite, unde e manevra aia, vezi? Roata. Acolo e mare centru. Și ăsta e orașul, Bergamo. La biserica aia, în fond, cu cupola. Nu vezi nimic de copaci, are niciun rost copaci ăștia aici. Nu face absolut nimic. Da! Nu se vede. De acolo vine lumea mare, mare la cum să mă ia. Eu am văzut o biserică, da! Acum sunt pe zidul castelului, băieții, ăsta e castelul, ăsta e zidul castelului. Asta ce mai e, ce construcții mai pe aici, dar nu le văd. Așa, e o casă aici, bloc. Văd că e o cupolă, dar nu văd cruce pe cupolă. Undeva în capăt e colțul castelului, probabil că văd cealaltă poziția. Hai că oricum e 12 minute și nu pot să închid pe a treilea episod pe 12 minute, să mă duc până în capăt, să văd. Să văd că văd că acolo se încercuiește steagul. Încercuiește palatul, adică că la fiind capăt. Mamă, dar cu palat mare, mă. Mamă, deci gândiți-vă, voi aici, uitați aici, noi suntem pe zid. Ce vedeți voi aici, e pe zidul castelului. Asta e zidul castelului. Restul, cum am spus, tot e jos. Mare fost castelul ăsta, mă. Mare, asta era fortăreață mare, mare, mă. Asta n-avea cum să ataci, mă. Mă, dacă atacai de mai multe părți și n-avea oameni. Adică și cu cât e mai mare castelul, cu atâta, dacă ai soldați foarte puțin, e foarte ușor, e foarte greu să plece așa de aici, să apere partea aia altă de acolo. Încă atunci nu erau comunicații. Până fugea la aici, deja intra un castel. Lon de cacao cu lapte. Oh. Ai auzit? Cacao cu lapte. Români. Da! Mamă, dar tot drumul ăsta e înșerpuit cât e castelul, măi, exact așa, deci te plimbi pur și simplu pe castel. Te plimbi pur și simplu pe tot castelul, roată, pe drumul ăsta, uite așa. Mare castelul, fă, foarte mare, mă. Mare castelul, fă, mă. Vezi tot orașul de aici, mă, ce, mă, tot orașul. Tot orașul vezi aici. Așa mi-a plăcut mie să urc tot timpul, până sus, dacă urc, urc tătucă dacă vrei. Oricum nu mă duc mai încolo, aici rămân. Nu mă duc. Pentru că nu mai văd nimic, adică. Ba, stai așa un pic. Văd ceva în colț. Unde aici e ceva. Lebădă. Desenată. Din iarbă. Acolo este tot scopul, e bani știuți. În alte, gratis, în alte orașe era gratis. Alea că sunt iară? Nu. Nu, e nimic ca clădiri. Vechi. Bine, aveam câteva 100 de ani. Și ea mai era înconzit. Deci două ziduri avea, uite, înconzit. Înconzit avea. Deci nu numai că trecea de asta, trebuia să treci și de asta. Deci strategie, lupte, arcuri săgeți aici cu tonile tati. Cu macaraua, ți-a aruncat. Bine, nu prea a tăcat pe ei nimeni. Păi ei niciodată nu i-au tăcat nimeni, ei i-au tăcat pe toată lumea.
E chiar că pe ei nu i-a atacat niciodată nimeni. Cine se atace pe ei? Cine? Nimeni nu i-a atacat. Nimeni. Uite, parcă se vede mai bine un pic orașul. La biserica asta am fost, înăuntru, am filmat, aia din 1521. Da, mă duc pe zid, mă duc până la zid, că văd că e important zidul acolo. M-am zis că dacă toate 15 minute, dat acolo acum, încă 5 minute, 10. Mă, că tare frumos se vede acolo, e o poartă și pe acolo cobori în jos, adică pe acolo urcau, mă, e gen filmul Game of Thrones, Lord of the Ring, mă. Da, uite, castelul, o să vă explic. Și pe castel coborea în jos. Era ca un fel de pantă. Aia era singura intrare la castel, de singura. Deci nu aveai pe unde să intri în castel numai prin intrare. La cât de înalt a fost, castelul, singura intrare care era, era aia. Era aia care vă arăt acum. Ce bine că, n-am închis. Nu ai ce să vezi aici, că vezi cu prea multă faună și o mai lua din viziune. Păi și așa e frumos, așa, știi? Aici, am făcut până sus. Am făcut până sus, pe cealaltă parte acasă. Mai sus de mine nu a fost nimica. Da. Mare, mare orașul a fost ăsta, mă. Aia. Eu cred că cel mai mare castel care l-am văzut până acum. Cel mai mare castel care l-am văzut până acum. Ăsta a fost. Mamă. Mare. Unde-i Bergami? Am știut, nici Roma nu a avut așa mare. Nu a avut Roma, n-are Roma așa mare castel, n-a. Reșit toate de la Roma. Toate. Cel mare de la Roma, la Oșa, unde era să băteau gladiatorii. Cu manevre, cu cai. Dar și ăla e mic. E mic. Nu gladiatorii, nu Coloseum. Și ăla e mic față de asta. Foarte mare. Pe acolo și o să cobor eu. Exact pe acolo să cobor eu. Ca să vedeți cum coboară un gangster care am avut relații cu castel pe altă parte și ies ca un învingător pe partea. Da, bun, uitați. Castel. Uite, acolo e poarta. Mă, soarele ăsta, uitați. Dar dacă ar fi cald cu soarele ăsta, dar e frig. Flământul rece. Am direct în ochi, da. Nu, nicio problemă. Ecco, mamă. Ce jos se vede oraș, ia priviți. Asta e colțul castel, unde am fost acum, am făcut curba. Acolo combinațiile, băieții cu sulițele grele, te așteptau. Luați-vă de mână, că mai înainte ați fost de mână, nu mai vă luați, m-ați văzut pe mine. Autobuze umblă pe aici, e bun, nici ce umblă pe jos. Azi mafiot, Mamă. Greu, am transpirat aici. Eu mai am puțin. Și ajung la combinație. Nu știu ce e vorba. Ce sunt pe zidul castelului. Șmecherie. Soară partea asta altă. Hei, mă. Bună, dar e nebun. Na, uite. Asta e coborâtul, nu se vede. Am dus eu corsul și sus am urcat. Nu se vede când e soarele. Ha.
asta e partea de ieșire a rulașului. Deci gândiți-vă, deci numai pe vremea era numai pe aici se intra, credeți-mă, doar pe aici se intra, nu erau alte manevre. Nu, era soldați, foișoare. Și așa mai departe. Asta e partea asta ce vine aici, adică asta e ieșirea, toată lumea pleacă pe aici. Și la fel și eu trebuie să plec pe aici. Presupun, da, îmi fac ruta, văd, oricum înapoi nu-mi dă pe aici. Uite, asta era intrarea. Asta e intrarea, tati. Și manevrele ce le făceau gangsterii, asta. Aici erai pe o parte și plecai frumos către șmecherie. Am pus mâna și pe ăsta, am fost și aici, am semnat, am pus poarta din 1593. E bun, aici cobor și vă arăt așa încet. Eu aici mă culcam dacă era noaptea. Cobram jos pe scări și acolo lângă baraca mă culcam. Da, asta e poarta. Asta e drumul care duce, te scoate afară din oraș, îți cam agenstă. Yes. Și uite că aici ești. Toată lumea își face poze de aici. E nu, trebuie să o fac eu singur imagine și rămân cu poza. Nobody. Înseamnă că și engleză de la școală. Nobody. Nobody, nu se zice. Nobody. Ai explicat teoria. Nu trebuie să explici, dar știi că era intrat la casă. Uite cât e de mare. De aici intrai cu cavaleria frumos. Tăgădic, 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 tăgădic. Pe poartă. Foarte frumos. Ele sau gangsterii. Da. Asta e. Am încercat cât de mult și trebuie să țin cât de puțin. Asta e șmecheria. Acum voi coborâ jos. Da, câteva la soare, da, cu gură de aer. Mi-am filmat deja 3 ore în urmă. Și n-am făcut nici o pauză. Trebuie să fac acum ieșirea, să se ieși, să mă duc spre Como. Nu știu unde îmi dă, acolo am plecat. Da, asta e orașul și asta e istoria. Să știți că, vă spun sincer, v-am spus și vă spun cel mai mare castel care l-am văzut până acum. Nu are el construcția aia genul de castel, cum vă imaginați voi în filme, dar se vede prin construcția lui că a fost un castel, mai ales din 1500. Vă dați seama, era folosit din 1500, cam atunci a apărut vremea praful de puș, 1400-1500. Da, asta păreau ăștia cu armele. Da, mare, era și greu și cu tunul să-l ataci. Și cu tunul. Și cu tunul era greu să-l ataci, tătucă, crede-mă. N-aveai cum, că și ei și aveau tunul, vă dați seama, sus. Lansatoare și... nu știu cum e. Așa se raportă. Partea principală a subiectului. Mică, aici ai mutăți, pe te-o vede până la intrare. Da, să văd, plăc, mister primar. Asta e moda la italieni, ochelari. Deci toți cu ochelari. Nu contează vreme, ploaie, asta e moda la italieni. Da, asta e castelul, băieții. Castelul din Bergamo. Mi-a luat foarte mult timp să ajung până aici, dar nu-mi pare rău. Uite, mai e ceva aici, citadin. Bergamo, nu știu unde duce ăsta. Eu trebuie să mă dau, văd eu pe GPS acum. Din... strategia de castel, după cum vedeți. E strategia de castel, de aici venea zidul. Vedeți? Ăsta e zidul. Frumos. La fel și aici. Contura aici. Da. Asta era combinația castelului.
Da. Asta e. Asta e. Ce să vă zic, așa că asta a fost și partea a treia, trei episoade am făcut, că dacă făceam pe oră, atunci era mult mai mult de o oră, pentru că trebuia să urc fiecare ce urcam, rămâneam gol și mi-era greu ca să scot, să dau anumite goluri care nu are nicio discuție, da, dar îmi pare foarte bine că am fost și aici, la fel îmi pare foarte, foarte bine că am făcut filmări la atâtea biserici, mamă, cred că am făcut filmări, cred că în orașul ăsta acum mi-a dat Dumnezeu biserici, unde nu mi-a dat în altele. Da. Mi-a dat unde nu mi-a dat în altele. Am fost în Brescia, știți, într-o biserică am intrat în Brescia. Am intrat într-una singură, într-o noapte și m-am rugat, atâta. Și a doua zi mi se pare am intrat într-una, era deschis. Da. Brescia a fost aia, nu Brescia, mă. Brescia nu a fost, Brescia nici nu a fost biserică. Brescia. Da, Dumnezeu, acum pentru tății, da. Ce frumos e și aici, așa aici eu pentru că ești chiar. M-am pupat, vă mulțumesc mult, ce să vă zic, îmi fac acum traseul și am plecat pe combinație. Am atât pe astăzi. Probabil că o să mai fac un traseu, da, vedem până atunci. Să văd. Normal că o să fac un traseu, când o să intre pe drumul de combinație. Cum zice pe drumul, am vrut să mă numără și asta. Așa este eu, furori, opa, furori de unde câte imagine. M-am dat de Giulio. Ce? Îmi plac desenașele astea cu copii grăsuți, așa, îngerași cu burtică. Așa de dragi mis, genul ăla de Pokémon, cum zic eu. Da, asta e, gașcă, ce să vă spun. Asta e, gașcă, ce să vă spun. Let's go forward, să continuăm drumul. M-am pupat, auzim. Azi e sâmbătă 25, auzim. Asta a fost orașul, a fost tot ce am putut să fac. Asta ce era ideea. O zi bună, doamne.